Neața, bună dimineața! Sunt fericită să descoper oameni dornici să experimenteze, destul de flexibili încât întotdeauna activitatea lor să fie ghidată de pasiune sau suficiente motive care să-i anime cu adevărat în viață. Azi vă fac cunoștință cu un tânăr care a trecut prin 3 instituții de învățământ superior, acumulat cunoștințe tehnice, financiare și agronomice. Iată un parcurs interesant care sper să vă țină alături de mine pentru a afla întreaga poveste a acestui fermier. Așa. Ia să vedem. Bun. Se pornește cu ambreiaj? Da. Dăm cheie unui tractor de câți cai putere? Ce scrie 400 acolo? De cai putere. 400 de cai putere. Spune-mi, Neața, bună dimineața. În sfârșit într-un tractor. Am ajuns să mă și bucur că sunt într-un tractor după câteva zile bune în care am avut tot felul de alte subiecte care nu au presupus utilaje și mecanizare. Alături de mine este Dan Jigău, unul dintre cei 3 mari fermieri din Vidra, că corect, suntem la Vidra. Am dat cheie, pornim spre o tarlă în care vedem cultura de fără soarele, lângă o să avem cultura de greu și cultura de rapiță. Și rapița, asta că nu mai rețineam. Dan are o poveste foarte interesantă, pentru că el a terminat Politehnica, a terminat Institutul Bancar. Total altceva. Total altceva și acum face și agronomie, pentru că știți bine, nu mai merge fără studii în agricultură. Da, zi-mi de unde și până unde e implicarea ta în agricultură. Da, a fost un fel de moștenire de familie, ca să zic așa. Tatăl meu s-a ocupat de partea asta de agricultură. După agricultură am ajuns după terminarea facultății ca o necesitate, deoarece tatăl meu s-a ocupat cu... avea ferma aceasta agricolă și avea nevoie de cineva mai tânăr, cu forțe proaspete, care să poată să înțeleagă partea nouă de tehnologie. Deci tatăl tău făcea agricultură. Da, corect. Mm-hmm. El a fost cel care a făcut agricultură, nu neapărat și-a dorit ca să facă același lucru, dar e un domeniu interesant, care implică foarte, foarte Politehnica multe... ți-ai ales-o tu sau te-a îndrumat Nu, Politehnica a fost aleasă de mine, am avut între medicină și Politehnică. Ai fost șef de promoție, adică la Politehnica, da, lui Dan chiar i-a plăcut școala. La inginerie limbi străine, da, limba engleză. Bun, și de când ai început să te implici activ în ferma familiei? Implicat am fost oarecum dintotdeauna, cred că de la 14-15 ani. Te-a luat tatăl tău pe tractor? Vroiam, că nu am lucrat niciodată pe partea de tractor. Noi am fost genul de oameni care... El a avut mecanizatori, în continuare a mers pe ideea de mecanizatori. Întotdeauna într-o fermă ai nevoie de mecanizatori și oameni de organizare, contabilitate, adică sunt 3 direcții diferite. Și mă gândesc că mai degrabă ți-a predat partea de management. Partea de management, fiindcă atât timp cât, nu știu, te duci într-o singură direcție, le pierzi pe celelalte și e foarte greu să managerizezi atât timp cât lucrezi pe tractor. Corect. La momentul ăsta voi lucrați 1400 de hectare, 1400. Da? Cât la sută din suprafață este în proprietate, cât este în arendă? Undeva la 15% e proprietate, restul e arendă. În județul Ilfov a fost întotdeauna complicat să deții foarte multă proprietate. Au fost prețurile de achiziție mult mai mari decât în restul țării. Și, na, până la urmă, tot teren agricol este. Calitatea solului nu este wow. Nu avem un sol foarte bun, adică avem și soluri nisipoase și aluvionare. Și... Spune-ne, cum e anul ăsta agricol pentru voi? Noi venim și după seceta de anul trecut și reminescențele secetei de anul trecut se simt de-abia anul ăsta. Mm. Adică, teoretic, din cifre, e mai rău decât anul trecut. Aoleu, serios? Producțiile clar sunt mai mici, din cauza că s-a acutizat lipsa de apă din sol. Da. Toate culturile au reacționat extraordinar până la momentul recoltării, să zic, cu 30 de zile înainte, nu au mai reușit să bagem bob plantele, cu toate că ele au arătat foarte bine. Nu știu. Astăzi, cum aveți împărțite culturile? Partea de cereale și partea de plante oleaginoase sunt împărțite cam jumătate-jumătate. În proporții egale? În proporții egale. Partea asta, că încercăm să respectăm și rotațiile de culturi, să rezolvăm și anumite probleme din teren,
că erbicidele de la anumite culturi rezolvă problemele pentru alte culturile ce vor urma. Încercăm să facem tot felul de chestii de genul ăsta. Da? La grâu spui că e problematic și că aveți tarlale unde toți destul de trist. Unde efectiv nu s-a mai băgat deloc în bob, foarte multe boabe nu mai sunt viabile. Chiar loturi de testare ale firmelor din piață sunt, nu știu, 3-4 tone maxim. Oh, da. Adică zone, e o zonalitate. Ai noroc și a plouat, e bine. Nu ai noroc. Uite că a început să picure. A început să picure. Dacă ne uităm, flora asta a soarelui, până acum vreo 3 săptămâni aproape că se usca. Serios? Se poate și vedea că primele frunze sunt uscate. Noroc cu ploile din ultimele 2 săptămâni că s-a salvat cultura de flora soarelui, care teoretic e cea mai rezistentă cultură la secetă. Da. Este vreo tehnologie pe care o aplici în mod diferit față de alți fermieri, nu știu, o încercare de-a ta să, nu știu, fie să conservi apa în sol? De-a lungul timpului cred că am încercat cam toate, de la no-till, mini-till și arătură. Problema e cu... Deci nu mai faceți arătură? Facem și arătură, facem pe toate. Teoretic am renunțat total de a mai semăna direct. Nu are nicio justificare, că terenurile, cel puțin aici, în zona Ilfov, niciodată nu poți să știi dacă le vei avea și pentru cât timp le vei avea, că se construiesc case, după cum se poate vedea peste tot. Iar minim tilul este o cultură, este o zonă în care te duci pentru minim 5 ani. De-abia peste 3-5 ani vei avea rezultatele dorite. Bun, aici este în arendă terenul? Da, mare parte este în arendă, că este zona în care se vinde pentru case. Ești cumva cu secura deasupra capului? Adică nu știi dacă oamenii vor mai lucra cu tine în viitor? Nu, lumea lucrează cu noi, dar nu neapărat o să țină terenul pentru agricultură. Da, poate da, păi asta zic că posibil să-l vândă pentru intravilan. Exact, este o chestie normală. Da. Normalitatea de a beneficia, de a valorifica terenul. Da. Cu ce cultură sper să câștigi ceva mai bine anul acesta? Nu cred că e o cultură cu care sperăm să câștigăm. Sunt culturi cu care sperăm să închidem anul pe zero. Pe zero. Da, aici... Deci dacă la ors deja suntem pe minus, ca și... Da? La ors cât ați recoltat? În jur de 6.200. Cheltuielile sunt foarte mari, sunt în jur de 7.000 de lei. Asta vreau să spun, că îmi spunea un fermier, zice, Patrice, am ajuns la peste 6.000 de lei pe hectar investiți, da? Și dacă eu scot 6 tone, n-am făcut nimic. Da, e ține de apă. Dacă pur și simplu scoteam în jur de 8 tone, ceea ce noi am scos, adică în anii precedenți constant, era ok, adică nu... Fiindcă tehnologia pe care noi astăzi o practicăm este o tehnologie pentru producții mari. Da. Este o tehnologie de supraviețuire sau de cultivare, de dragul de a cultiva teren. Pot, în toamnă ați vândut și voi când era prețul sus? O parte din marfă a fost vândută cu prețul de atunci, o parte din marfă a fost păstrată în ideea de a ne recupera pierderi, că am avut pierderi foarte mari la porumb, aproape că n-am recoltat nimic pe 360 de hectare. Adică am avut secetă și grindină. Ce producție ați avut? 1000 și vreo 700. Deci chiar că nimic. Da, aproape nimic. În ideea de a încerca să recuperăm pierderile de anul trecut, am ținut ceva marfă, am zis că și prețurile au căzut. Asta a fost. Da. Că dacă nu aveam de recuperat pierderi, nu aveam nicio problemă. Și la cât ați reușit să valorificați când era prețul mai mare? Undeva la până în 50% a fost vândut, 30-50% din plantele oleaginoase vândute atunci. Rapiță toată a fost vândută la momentul respectiv. Când era 4.000? 3.600, 3.800. Tot era bine. A fost ok, da. Deci, au fost producțiile mici anul trecut, tot din cauza secetei. Da. Deci a fost secetă. La rapiță cât ați avut producția? Știu că am avut sole și de 1.700 de kg, 1.500 de kg. Oh. Am avut și sole de 4 tone. A început să plouă, hai că... A început să bureze, lucru care la noi aici anul ăsta mai mult de 15-20 de litri n-a fost niciodată. Adică speranța este măcar în partea a doua de culturi, adică flora soarelui și porumb. La floare și la porumb. Toată lumea zice, păi de ce ai costurile astea mari? Eu pot să vin să înființez cultura de ors, de grâu sau de rapiță fără îngrășăminte complexe? Sau fără tratamente? Noi la floarea soarelui și la porumb băgăm îngrășămintele complexe în toamnă, că e înainte de arătură, că e scarificare, că e orice altă lucrare. Noi atunci le băgăm. Corect. Și prețurile erau mari. Era ideea să nu pun deloc, dar
și fără astea costul producțiilor cum se diminuau? Și nu neapărat că se diminua producția de anul ăsta, se diminua foarte mult producția de anul viitor. Da. Irigare, nici vorbă. Unde să... Unde și cu ce? Că ideea e alta, că s-a distrus tot. Toată infrastructura, da. Și s-au construit foarte multe case, care, case construite pe conductele de irigat, poate pe hidranți, că este terenul omului. Da. Nu a existat o lege care să zică că nu poți să construiești, că ai hidrant. Da, da, da. În primul rând, într-adevăr, nu poți restricționa pe cineva să zici, ok, nu poți să-ți faci da, casa aici, că eu am hidrant omului, aici. Corect, în urmă, e proprietatea omului. V-ați gândit la puțuri, să forați puțuri? Pe zonele în care mai putem să facem ceva, zona de luncă, zona aceea. Acolo, pur și simplu, ar trebui să extragem din râul Sabar, dar autorizarea este extrem de greoaie. A, deci nu, nu irigați niciun strop, da. Nicio suprafață, am înțeles. E un pic complicat, că nu ai siguranța neapărat al terenului în proprietate, nici măcar al terenului în arendă astăzi aici. Și nu că există vecinul care îți ia terenul sau că dă cineva mai mult la arendă sau că ne batem între noi pentru teren. Aici nu există chestia asta. Pur și simplu că se dezvoltă Bucureștiul. În ce an ești tu la agronomie? Anul 2. Anul 2. Anul 2. Mai ai 2 ani, mai nu? Sunt 2 ani, da. Pentru 2 ani. E partea de inginerie și inginerie e 4 ani astăzi. Mi-am fost cu 5 ani. Care este strategia ta de business? Rămâi pe suprafața asta? Intenționezi să mărești acolo unde se mai poate, nu, să mai ai ceva teren? Să ne ducem să... în zona de... Crești. Legume, de... A, de legume? Vreți să diversificați? Da, da, adică da? Partea asta de... Aici începem să ne ducem noi și cultivăm astăzi usturoi. Pe anul ăsta avem 1,5 hectare de usturoi. 1 hectare? Este primul an cu usturoi? Nu, e al 3-lea an cu usturoi. Am încercat un an cu bio, nu a fost ceea nici ce trebuie. Nici vorbă, nu? Da, pentru că zona de muncă unde cultivăm este foarte îmburienată și sunt foarte multe plante pe lângă râu. Da. Și usturoi ați ales tocmai pentru că este programul ăsta care stimulează cu 3.000 de euro pe an? 3.000 de euro în limita de ajutor de minimis, da, 15.000. Da. Ca da. Să nu creadă toată cineva lumea că da, face minime, adică exact. I-ai luat? Da. Problema nu, e... da, așa te-ai orientat, adică da, aleg usturoi din perspectiva asta? Hai sau? Să luăm așa, toată lumea pune usturoi ceapă, da? Ceapă, da. Ce înseamnă ceapă? Ca să fii rentabil, 60 de tone de ceapă, corect? Ca să da. Zici că ești rentabil. Așa. Ca să fii rentabil la usturoi, 10 tone de usturoi. Ca să manipulezi 60 de tone de ceapă este extrem de complicat. Ca să manipulezi 10 tone de usturoi este mult mai simplu. Din punct de vedere al stocării, este usturoi se stochează mult mai ușor, da, ca și ceapa. Și aveți spații unde să avem uscați, spații, avem să țineți? Avem uscătoare cumpărate, da. Avem... Că uscare se face cu aer natural, nu da, cu da, aer da, știu că se depozitează pur și simplu box paleții și... Sau în șoproane deschise. Nu, se taie, se calibrează, că avem tot ce înseamnă. Da, aveți da. Utilajele, echipamentele tot, pentru tot, da. Calibrat. Am luat tot. Ca să... Ideea e că în momentul în care vinzi, tu ai o competiție Spania, Franța, corect? Deci el așa când, te poziționezi. El când vinde o fermă din Spania sau un grup din Spania care vinde în România, când trimite usturoi, îl trimite calibrat, pe calibre. Deci clar trebuia să ne poziționăm în zona de calibru. Da, da, da. Să da, calibrăm da. Tot ce era. Pe lângă că îl trimite calibrat, condițiile meteo de acolo lor le favorizează și culoarea albă impecabilă. Încă ei irigă tot, pur și simplu da, nu da, există da. Ploi care să ne voi ce soi de usturoi puneți? Soi spaniol naționalul din Spania, care e un soi american, de fapt, și care e destul de foarte, e un soi fără fuscă, fără acea floare. Da, da, da. Și ne-a dat cele mai bune rezultate per total, de rezistență la fric peste iarnă. Da. E un soi foarte, foarte ok. Nu te atenta să pui soiul românești, că înțeleg că astea sunt astăzi foarte apreciate. Astăzi facem da, business. Mai micuți. Teoretic, astăzi fac business. Eu vând la 1 euro pe kilogram. Ok. Eu nu vând la 10 lei sau nu-l vând în piață. Nu-l fac, nu mă duc să vând la treabă. Da, da, deci te interesează ideea să, să facem business, rentabil. Eu trebuie să fiu competitiv cu ce înseamnă importurile din țară. Bun, și e usturoiul ăla care face căpățână mare, căței mari ca lumea sau cum arată? Teoretic. Tot ai de la mic la mare. Ai toate calibrele. Depinde ce semeni. Semeni calibru mic,
scoți. A, la usturoi așa este, în funcție de calibru pe care îl pui. Scoți calibru mare. Există piață pentru orice. Există piață pentru calibru mic. Da. Și astăzi cred că toată lumea din piață se păcălește cu calibru mic. Da. Că acel calibru consideră că este cel românesc, dar poate să fie, că e orice. Mm-hmm. Orice. Spune-mi de ce se înverzește usturoiul. Din cauza tratamentelor. Da. Din cauza tratamentelor. Deci în momentul în care desfaci usturoiul și îl faci mușdei, da? Îl pisezi. Teoretic este o reacție chimică. Se înverzește, da. Asta vreau să înțeleg ce se întâmplă. Din cauza tratamentelor care se fac. Deci nu e ok usturoiul ăla. Nu neapărat că nu e ok. Sau? Pur și simplu sunt, acum discutăm... Oxidează cumva. E o reacție chimică. Fiecare soi în parte are o anumită componentă. Până la urmă, usturoiul din China, să fim serioși, nu există nicio reglementare clară asupra pesticidelor și chimicale. Turcia iar nu avem reglementări clare asupra pesticidelor. Pur și simplu sunt doar testări pe loturi, da. Și intră la noi în România, corect? Da. Cum e piața asta a usturoiului? Cum o simți? Atât timp cât există usturoi, se vinde orice. Se vinde orice cantitate. E un necesar foarte mare. Da, bineînțeles că și ceapa, usturoiul sunt cele mai vândute legume, nu? Da. Au rămas în topul preferințelor oamenilor. Exact. Mm-hmm. Competiția cea mai mare este usturoiul chinezesc. Da. S-a întâmplat, să zicem, și în alte părți ale lumii, de exemplu în America, în care a fost o politică de a scoate usturoiul american de pe piață și a introduce cel chinezesc, fiindcă era mult mai ieftin. Da. Și au muncit cei din zona respectivă, cei care, fermierii de acolo, pe soiul lor au muncit foarte mult pentru a face publicul să înțeleagă, consumatorul final să înțeleagă că este total diferit. Da. Și după cum bine știm, cu toții este total diferit. Da, este foarte picant, este are altfel. O componentă foarte ciudată, adică este într-adevăr, cred că folosit foarte mult la mezeluri. Fiindcă fiind foarte iute, foarte puternic, o cantitate mai mică și ai același rezultat. Da. De asta e foarte greu să vinzi usturoiul pe care îl produce astăzi către carmangerii sau așa, fiindcă iar intri în competiție. Da, da. Toată lumea usturoiul discute... reușești să-l vinzi tu direct la clientul final sau nu, tot prin intermediar? Cineva care ambalează astăzi usturoiul și îl dă mai departe. Noi încercăm astăzi să facem partea de producție. În momentul în care încerci să faci toate lucrurile în același timp, nu vei face nimic bine. E pălăria prea mare, nu o poți duce, da. De asta zic, sunt oameni pe care ai nevoie să-i angajezi după aceea, nu găsești neapărat forță de muncă zilieri în zona asta. La momentul ăsta voi cu câți oameni lucrați? 10 oameni. 10 oameni, da. Și pe usturoi și pe cultură lucrăm mare? Lucrăm pe toate culturile cu aceiași oameni, adică încercăm să învățăm. Usturoi e o cultură pe care trebuie să o înveți tu, fiindcă nimeni nu o să vrea să te învețe. E o tehnologie complicată? Este destul de sensibilă ca și plantă la orice chimicală, inclusiv la foliare este foarte sensibil. Da? Da. Îți va da reacția imediată, îți va zice imediat ce nu-i convine și ce nu-i place. Dar nimeni nu te învață, fiindcă toată lumea a învățat pe banii lor. Și se învață pe niște sume foarte mari, adică discutăm de investiție foarte mare pe partea de... Bine, usturoiul este o idee și îmi place că, uite, întâlnesc un fermier de cultură mare care are curajul să treacă și pe legume. Foarte te mai gândești și la, și la altceva? Alte partea legume? De rădăcinoase este piață destul de bine. La ce te-ai gândit? Țelină, agritură, păstârnac, exact, partea asta de morcov, dar sunt investițiile foarte mari. Dacă noi, dacă tragem linie, am avut o investiție de undeva peste 200 și ceva de mii de euro doar în utilaje pentru usturoi. Pe care ce v-ați cumpărat pentru usturoi? De la mașină de plantat, recoltat, prășit. Da, am avut încercarea cu partea de bio și am avut o mașină de prășit pentru bio adusă din Austria special. Da. Partea asta de este... calibrare, periere, pus în box paleți, transfer de box paleți, uscătoare. Recoltarea se face mecanizat. Da. Avem o mașină de recoltat pe 4 rânduri. V-ați luat tot din Spania? Da. Că știu, majoritatea fermierilor își cumpără din Spania. De spaniolii să înțeleg că sunt... Spaniolii sunt foarte tari la usturoi. Foarte buni și sunt foarte competitivi.
per total, adică și au know-how, adică noi nu avem aceste cunoștințe, nu avem, că nu s-au dezvoltat. Ai fost în Spania să înveți tehnologia de la ei sau nu? Am fost în Spania fiindcă am ajuns ei sămânță sau ceva. Am luat sămânță, am discutat cu fermieri de acolo. Ne-a povestit ce folosesc ei, cum folosesc. Da. E avem ceva ce ai implementat și tu la tine în fermă, pe usturoi? De la ei, problema e alta, fiindcă ei au substanțe chimice pe care noi nu le avem astăzi, autorizate pentru cultura de usturoi și e foarte greu să iar să mult mai bune. Ei, da. Da, mult mai bune. Deci firmele bună, de pesticide de acolo și-au autorizat substanțele pentru utilizare. La noi, nefiind o piață foarte ok de da. Pentru asta tu ai foarte număr dezvoltată. Da, nu intentează pe furnizorii de tratamente. Investițiile sunt foarte mari ca să iei o substanță, să zici ok, trebuie să poți să o folosești la usturoi. Majoritatea substanțelor sunt scrie doar ceapă. Da, așa e. Și uite, astăzi nu ai foarte multe. Am ajuns cu sapa manuală și cu chestii de genul ăsta, adică ne întoarcem la origine. Ierbicidarea cum sunt câteva face? Produse pe care le poți folosi, dar usturoi foarte sensibil. Ierbicidarea mecanizată. Mecanizat. Dar să avem corecțiile de la ierbicidare care se fac manual. Deci mai intră oamenii și mai... Exact, adică nu... Dau cu sapa, ceva. Exact. Deci tot astăzi la varianta adică clasică ajungi. Inclusiv mașina de prășit pe care am luat-o anul trecut, am cerut să o modificăm cu ideea de cu camere. Fiindcă nu reușește să... Sunt foarte multe teren. E bine să fie ușor, dar nu e chiar cel mai indicat. Adică avem foarte multe info. Ar mai trebui și el ameliorat, nu? Că nu se în zona asta, totdeauna. Da. Adică în Spania, să fim serioși, au un teren și au foarte multe piatră în el. Piatra aia te avantajează în două locuri. Îți încălzește solul când ai nevoie, atrage căldura pe timpul zilei și noaptea o degajă în sol. Bine, deci, dar valoarea nutritivă a solului, dacă e piatră, ce naiba să fie? Da, că nu prea e. Este, da. Ideea e că ei vin pe hidrosolubile, bagă îngrășământe, bagă pe fertilizare la bagă greu. Da. Dar în momentul recoltatului, un solul cu piatră îți ține foarte bine utilajele, ai o uniformitate. Da, da. Intri mult mai ușor, adică imediat s-a scuturat, a ieșit exact, la noi. Exact, s-a scuturat și arată foarte frumos. Da, aici, dacă pământul e un pic mai greu, stă lipit de usturoi. Ce faci? Cum îl iei? Nu reușește inclusiv mașina de care ar trebui să scoată pământul de pe el. Nu reușește să scoată. Da. Bun, ci deci drept, veți trece și pe rădăcinoase. Asta încercăm să idee, ne ducem da, de la în zona asta. Nu este neapărat de la anul. Discutăm pe 3-5 ani. Da? Că odată cu partea de rădăcinoase ai nevoie și de partea de stocare, adică partea de frig. Păi și nu ar trebui să aveți și irigare? Irigarea e foarte simplă pe suprafețe mici. Da, asta băgați asta e partea din puțuri, din puțuri și cu aspersoare, e foarte simplu. Aspersoare sau cu irigare prin picurare? Astăzi suntem cu aspersoare, fiindcă irigarea prin picurare nu prea poți să o pui, fiindcă ai nevoie să prășești. Și ce faci? Și ce faci că ai scos acolo, adică ai o problemă cu ai o problemă astăzi cu burienile. Dan, ai copii? Da. Da? Fetiță de 3 ani. O fetiță de 3 ani, e și mică, e și fetiță. Nu poți decât să aștepți când se va mărita ea să ai un băiat, să-ți aducă un băiat. Da, nu e să te ajute. Neapărat un domeniu în care mi-aș dori să activeze. Să activeze, da. Nu vrei să o iei în agricultură, nu? Dar oamenii ăștia ce fac aici cu casele astea în mijlocul câmpului? N-au infrastructură, n-au... Ce fac? Trăiesc visul de casă la țară. Și poți să faci grătar și să stai în natură. Da, cea mai mare groapă de gunoi a București. Reprezintă frustrarea românilor de a trăi la apartament. Deci va fi o luptă pentru voi să supraviețuiți printre case pe aici. Da, va fi... Vom avea pierderi de producție. Păi cam deranjați, stați în coasta lor. Va trebui să avem utilaje de ultima generație în care tratamentele fitosanitare să fie făcute perfect, la timp, picături, să nu împrăștie substanțe. Adică va trebui să avem tot ce înseamnă top of the line. Da. Adică aceleași utilaje pe care un fermier în Olanda le deține și le are, ar trebui să le avem și noi. Da.
Mai aveți credite, mai aveți leasing-uri de acoperit? Nu cred că sau poți să funcționezi fără credite și fără leasing-uri da? Astăzi. Adică orice utilaj este luat cu credit sau cu leasing. Încă, teoretic, este un lucru destul de ok să cumperi prin credit sau prin leasing. E ok, e ok, dar e și stresul maxim că dacă ai un an prost, ce faci? Și ai de plătit credite după și tu nu ai din ce? Creditele te motivează foarte mult. Te motivează să fii mai bun. Natură. Acum, e ok, n-ai cum să le ai pe toate. Adică dacă vrei să cumperi un utilaj care este foarte scump sau care face, are o capacitate foarte mare de lucru, nu o să poți niciodată să le cumperi cash. Da, asta clar. Încă ele, la rândul lor, îți vor aduce plus valoare. Da. Ce tractoare aveți voi? De teoretic, câți cai putere? Avem de la 95 de cai până la 400 de cai. Adică ne-am limitat în zona asta, nefiind o zonă puternică agricolă, nu lucrăm cu tractoare foarte mari. Câte tractoare dintre astea de 400 de cai putere aveți? Două bucăți. Mm-hmm. 300 de cai un, în zona de 250 mai avem unul. Aceea mai avem în zonele mai mici. Bun, ce vei face anul acesta? Vei vinde imediat după recoltare? Adică ai nevoie de cash? Teoretic avem nevoie acum, de urgent. Cash să vin, trebuie să achităm credite și toate astea, mm-hmm. ca în orice alt an. Da. Și în funcție de producții mai păstrați câte ceva, nu? Câte ceva, de obicei ne păstrăm grâul, mm-hmm. dar și în funcție de calitatea lui. Adică niciodată nu o să păstrăm un grâu care este furajer sau nu o să-l păstrăm mm-hmm. pentru o perioadă foarte lungă. Încă nu o să poți să valorifici foarte bine un grâu care este slab calitativ. Corect, da. Asta. Cultura de partea de rapiță este destul de greu de păstrat din cauza condițiilor diferite, ca să zic așa. Da, da. Orzul este prima cultură, de obicei îl vindem, nu păstrăm orz, fiindcă nu există o piață în România a orzului, tot ține de zona de trading din Constanța sau partea de extern. Mm-hmm. Și o să vedem partea de... Deci aveți și capacitate de depozitare, da? Capacitate de depozitare, da. Cât? Câte tone puteți depozita? În zona de magazii avem undeva la 4.000 de tone și mai avem și zona de partea de pregătită pentru silobeguri, unde putem depozita între 23.000 de tone. Mm-hmm. Capacitatea de depozitare avem. Acum trebuie să se și justifice, că iar da, dacă să merită de la 1 august sau de când 15 august se dă drumul din nou la marfa din Ucraina, iar ajungem în aceeași situație. Adică nu... Da. Încă și acolo există marfă, va rămâne în țară, cum a rămas. Întreba un fermier pe bună dreptate, doamne, dar de ce nu face o mișcare inteligentă statul român să preia tot grâul din Ucraina și să-l vândă apoi? Fiindcă nu... Să tranzacționeze statul român. Nu cred că avem cine să se ocupe de așa ceva. Adică trebuie să cineva să-și asume această tranzacție. Această mișcare, da. O idee care s-ar putea să aducă venituri sau s-ar putea să aducă pierdere. Nu ai de unde să știi, fiindcă piața atât de volatilă astăzi, încât nu știi ce o să-ți aducă. Adică că asta e cea mai mare problemă. Da. Ce faceți cu rapița asta? Trebuie să intrăm la recoltat. Am avut într-un fel astăzi noroc că în primăvară aproape că nu era nimic, era terenul negru. Și am luptat foarte mult ca să o aducem la nivelul la care se vede mm-hmm. astăzi. Da. Că lipsa de precipitații din toamnă s-a simțit bine. Da, e cam bătut furtuni. Așa, au fost furtuni. Am avut noroc că astăzi în zona asta că am pus rapiță și nu am pus grâu sau ceva. Că grâu aici nu prea a plouat și asta a fost situația. Zona culcată e destul de mică. Cam cât sper să faci, Dan, la rapiță? Rapiță este o cultură care poate să arate foarte bine să faci 3 tone și poate să arate rău să faci 5 tone. Deci până nu o bagi în bunker, teoretic, până nu bagi în bunker, nu știi, fiindcă fiecare gram pe MMB îți aduce 700 de kg producție în plus pe hectar. Super. Și grâu, ce soi de grâu alegeți avem, de regulă, de panificație? Aici avem, teoretic, da, de panificație, mergem către proteină cât mai mare. Mm-hmm. Adică ce se îmbinăm caută, utilul, nu? Cu plăcutul, ca să zic. Utilul este că avem nevoie de producție, plăcutul este să ai o producție bună calitativ. Calitativ, da. Și cu o producție bună de calitativ, ai toate șansele să vinzi mult mai repede marfa,
la un preț mai mare. Mm-hmm. Mergeți pe soiuri românești, străine? Nu, n-am renunțat la soiurile românești, deoarece producțiile erau destul de plafonate. Da, da. Și am găsit și în zona de soiuri străine, soiuri destul de rezistente pe secetă, adică mm-hmm. care ne pot aduce aceiași produse pe zona de secetă ca și un soi românesc, dar pe, în momentul în care are toate condițiile, pur și simplu vom avea o producție mult mai mare, adică vom trece și de 8 tone, mm-hmm. destul de simplu. Da, da, da. Aici avem o solă frumoasă, foarte frumoasă, dar din păcate nu am mai băgat în bob. Asta este grâu de care spune că nu are... Nu prea are bob aici. Din cabina tractorului, cultura de grâu părea că și-a atins punctul de maturitate și urma să intre la recoltat. Dar când am coborât să vedem spicele de aproape, grâul și-a arătat nivelul de producție. Din păcate, o cultură în care s-au investit peste 7.000 de lei pe hectar pentru că s-au aplicat îngrășăminte premium cu o solubilitate mai mare odată cu semănatul, iar pe parcursul vegetației au fost împrăștiate două tipuri de complexe și aplicate 3 tratamente, acum recolta va aduce încasări la jumătate față de nivelul investiției. Într-o liniște absolută se auzea cântecul spicelor care cheamă combinele. De fapt, boabele uscate se desfac din căușul spicului și pocnesc continuu. Printr-o simplă analiză, Dan îmi arăta cât de șiștave sunt boabele de grâu în profunzimea lanului și efectul de margine, unde boabele sunt mai pline. Spicele arată foarte bine, boabele sunt șiștave din cauza lipsei de apă. Pur și simplu nu... Sunt uscate. Mai... Da, sunt foarte șiștave, sunt șiștavite. Calitatea lor e depreciată. Uscat, uscat. Grâu este de recoltat astăzi. Efectul de margine spune cuvântul. Avem alte boabe, mult mai pline. Ce a însemnat că a avut apă la marginea parcelei, dar în interior, după cum ați văzut, boabele sunt șiștave. Efectul secetei din 2023 s-a acutizat și mai mult peste vară, în toamnă, astfel că în 2024 producțiile de grâu din unele ferme nu au mai ajuns nici la jumătate față de cele din anul anterior. Dan, vreau un mesaj pentru tineri. Gândește-te că sunt acolo copiii noștri, nu știu, alți tineri care acum pleacă în viață. Ce le-ai spune? Ce le-ai spune despre domeniul ăsta, despre agricultură? Este un domeniu de viitor? Merită să investească în agricultură? Merită să investească în agricultură, dar atâta timp cât își doresc să facă chestia asta. Își doresc să se, pentru început să se sacrifice, să-și sacrifice timp, parte din timpul liber, mare parte din timpul liber și își doresc să învețe. Că exact ca atunci când suntem la școală, nimeni nu te obligă să înveți. Trebuie doar să-ți dorești. Acum, tu cum vezi partea asta de agronomie? Că vorba aia, ești și student, nu doar fermier. Faceți practică, simți că un tânăr... Practică astăzi noi o facem. Eu personal fac practică tu, tot tipul. Tu, dar eu vreau acum impresia ta și o opinie din partea ta ca student... Gândește-te la cei care nu au astăzi fermă, s-au dus la agronomie, ce șanse au să se implice în domeniul ăsta agricol și să nu devină, nu știu, niște reprezentanți de vânzări, niște oameni care exact poate vor fi furați de alte domenii de activitate. Exact ce ziceam mai devreme. Vrei să lucrezi? Vrei să muncești? Ți se dă oportunitatea. Există bani, există fonduri care te ajută, dar trebuie să vrei. Adică nu poți să stai în spatele unui calculator și să vină niște sume de bani și să crezi că vei face minuni. E vorba de foarte multă implicare, adică nu, toată lumea încearcă astăzi să aibă un venit cât mai rapid, cât mai sigur și cât mai mare. Dar nu e cazul de așa ceva, adică agricultura se clădește în timp. Nu poți decât dacă ești un fond de investiții să faci totul într-un singur an sau în 2-3 ani să faci totul cu sume impresionante. Dar dacă vrei să pleci la zero, e un plan pe 10 ani. Deci trebuie să-ți faci minim un plan pe 10 ani. Fiindcă primii ani de-abia înveți despre ce e vorba. Da.
Ce valoare mai are diploma asta de inginer agronom? Este doar un document care te ajută, vorba ta, să poți aplica tratamente în cultura mare și în ferma ta, sau chiar are o valoare? Facultatea este extraordinară, adică cine... Ai învățat? Simți cine că vrea îți și... folosește? Deci fiecare materie în parte are legătură punctual cu zona de agri. Acum, iar, cum am zis, vrei să înveți, vei învăța. Adică ai foarte multe de învățat. În momentul când ai terminat, dacă tu ai învățat extraordinar de bine și ai terminat acea facultate, nimic nu te-ar putea încurca în zona de agri. Că e zona de agronomie, că după aceea te izbești de partea de mecanică agricolă, că după aceea ai partea de contabilitate. Discutăm de total alte lucruri. Dar partea de agronomie este extraordinară. Adică materiile care se predau acolo sunt exact ce ai nevoie pentru... Deci eu sunt în anul 2 și fiecare materie a avut legătură punctual cu... Cel puțin cu cultura mare, s-a regăsit în cultura mare. Fiecare materie... Deci este fiecare... foarte adevărat că un fermier la momentul ăsta nu mai poate face agricultură după ureche și e musai să aibă studii. Corect. Da? Deci corect. Nu poate să facă agricultură după ureche. Acum poți să ai opțiunea să angajezi pe cineva care să te ajute în domeniul ăsta. Bine, și dacă ai angajat și tu habar n-ai... Este opțiunea ta. Toată adică lumea te va păcăli, nu? Este opțiunea ta acolo. Ce vrei să faci? Dacă vrei să faci tu un business al tău, dacă vrei să faci o companie mai mare sau vrei să faci... Ok, vreau opțiunea ta, impresia ta, nu știu, părerea ta, declarația ta vis-a-vis de domeniul ăsta. Cum îl descrii? Vreau două vorbe despre agricultură. După mine, e un domeniu extrem de complicat, fiindcă în agricultură trebuie să fii și contabil, și chimist, și mecanic, și... un om foarte bun în zona de social. Fiindcă oamenii care lucrează în acest domeniu nu sunt nici cei mai frumoși, nici cei mai drăguți, ca să zic așa. Și sunt oameni care teoretic se sacrifică de dimineața până seara, lucrează mult mai multe ore decât ar lucra un om normal într-un alt business și trebuie să înțelegi toate punctele astea. Și de-abia atunci vei reuși să le îmbini, să le aduni într-un tot unitar și să poți să zici că ești fermier cu adevărat. Ok, ok. Dăm voie să te felicit. A vorbit bine. Mulțumesc pentru experiența ta. Mă bucur că am șansa să conduc tractor și în Ilfov, aproape de casă. Lângă București. Lângă București, da. Și când o să mai duc dorul tractorului, mai vin pe la tine prin fermă. Corect. să mă dau cu tractorul. Drag. Mersi mult și cu voi ne vedem data viitoare. Pe curând, cu la bine. Revedere. Agricultura, cu tot ce înseamnă acest domeniu, plante, fermieri, oameni care pun în mișcare acest sector, a trecut și trece prin momente grele, poate fără precedent, prin faptul că anii de secetă se succed de 4-5 ani încoace. Dar de la fermieri am învățat că cei care au acest microb în sânge nu vor renunța niciodată. Pentru toate momentele de satisfacție trăite în tractor, pe combină, atunci când pământul v-a răsplătit, merită să continuați, să găsiți soluții și să ascultați nevoile pământului, pentru că el știe doar să rodească, dacă primește iubirea și atenția voastră. Pe curând, cu bine!